Dumnezeu ne-a dat o identitate și ne-a chemat să purtăm un steag în numele Său pe care să-L înălțăm spre biruința adevărului. Dar oare ne gândim noi suficient la măreția acestei chemări? Vă invit ca astăzi să ne hotărâm cu toată inima de partea bunului nostru Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. În legătură cu identitatea noastră, Apostolul Petru spune: ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună să rămână în Hristos de rușine, tocmai în lucrurile pe care vă vorbesc de rău. Domnul să ne ajute și pe noi astfel de oameni să fim. Amin. Stimați ascultători, dumneavoastră sesizați că profețiile pe care le găsim în Biblie se desfășoară chiar sub ochii noștri cu o viteză amețitoare? Aceasta ne spune că venirea Domnului este aproape, este chiar la uși. Și acum o întrebare, mai arde în inima dumneavoastră dorința de a fi gata când vine Domnul Hristos? Astăzi încă se mai pot lua hotărâri care se potrivesc cu voia lui Dumnezeu. Nu întârziați. Merită să fiți cu Iisus. Amin. Dragi tineri predicatori, vă rog să îl mai invitați pe Ionuț împreună cu voi, că cântă frumos. Ionuț, te așteptăm cu mare drag și altă dată. Înainte de a începe seminarul nostru, mai am o lucrare de făcut pentru prietenul meu, Andrei. Andrei, ești aici? Da? Poți să vii așa cum ești până la mine aici? Da? Hai, vină până la mine. Ha, încet așa sunt. Dă-mi microfon dacă ai. Hai, mai sus aici. Așa. Andrei, aseară am avut așa o strângere de mână, de inimă. Am crezut că tu te faci și ai băgat, știi cum mai fac copiii ca să păcălească pe părinți, așa, dar la tine a fost o treabă serioasă, așa-i? Da. Sigur. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ce s-a întâmplat? Te jucai și... Am căzut. Ai căzut. Și ai căzut destul de rău, nu? Da. Și acum este vorba de gips acolo, da? Mhm. Uh-huh.
știu că tu ai dorit ca nenea pastorul să se roage atunci pentru tine. Și pentru că atunci mămica s-a gândit că e foarte târziu și n-a mai dat telefon, am zis să facem o rugăciune pentru tine după amiaza aceasta. Ești de acord? Da? Haideți să ne ridicăm. Părintele nostru care ești în ceruri, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, care a iubit întotdeauna pe copii, să privești cu îndurare spre Andrei și să-l binecuvintezi. Mâna bună a Domnului Iisus Hristos să-l atingă și vindecarea lui să devină completă și el să se bucure iarăși copiii bisericii, colegii de joacă și să fie o bucurie pentru familia lui. Să binecuvântezi și pe Marta, care l-a susținut și care s-a rugat pentru el. De asemenea, în această după-amiază te rugăm, Doamne, binecuvintează pe copiii tăi care vor să se formeze pentru a vorbi pentru slava numelui tău. Duhul Sfânt să fie asupra lor și asupra noastră. Mai ales că în această după-amiază avem un seminar poate puțin mai neobișnuit. Ajută-ne să ne gândim la avertizările tale, să facem pregătirile pe care le dorești din partea noastră. Căci te rugăm în numele Domnului Iisus și îți mulțumim și lăudăm numele Tău acum și dorim și în zilele veșniciei. Amin. Mulțumim frumos. Și te mai așteptăm cu noi. De fapt, cred că o să-ți mai dăm și câte ceva de spus, chiar dacă mâna asta arată așa că interesant. Că dacă ai răbdare, într-o zi rezolvăm, da? Da, sigur că da. Bine, mulțumesc. Mai puțin lumină pe ecran. Frate Vale, mai puțină lumină pe ecran, vă rog. Bine, frate și stimate surori, dragi oaspeți, în această după-amiază suntem din nou la unul dintre seminariile pe care le-am început ceva mai demult, care vorbesc despre identitatea noastră ca adventiști. Mai era nevoie de, și de adventiști pe lumea asta, nu sunt destule biserici. Și dacă mai era nevoie, de ce mai era nevoie și ce înseamnă adventismul ăsta? M-am gândit să vin înaintea dumneavoastră atunci când am început acest lucru cu câteva idei rostite. Și ar fi multe lucruri de spus. După aceea am zis, hai să pun și câteva imagini. Și în timp ce mă gândeam și mi-am prelucrat un anume mod de prezentare, mi-am dat seama că evenimentele se învălmășesc atâta de mult încât de la o ocazie la alta, când avem deschis o posibilitate pentru așa ceva, era deja depășite. Seminarul acesta trebuia prezentat la începutul lunii septembrie. Unele dintre datele pe care le am aici erau chiar atunci foarte, foarte ferbinți. Dar sunt și altele care țin de zilele noastre și pe 14 septembrie va fi un lucru care îl vom aminti aici sau poate că data viitoare. Lucruri extraordinar importante se petrec în jurul nostru. Vedeți, noi am ajuns deja la partea a cincea, vorbind despre nevoia de a justifica identitatea ta. De ce ești adventist? E important. A fi adventist nu înseamnă să rămâi așa pentru că așa te-ai născut. A fi adventist nu înseamnă pentru că biserica asta m-a primit frumos, sau știu, vă aduceți aminte de primele motive pe care le-am studiat la început. La prima auzire, această întrebare apare așa, fără o miză specială. Păi dacă nu mă crezi, scot buletinul de identitate, sau dacă nu mă crezi cine sunt, scot carte de identitate, cardul. Dar din punct de vedere religios, răspunsul la această întrebare devine nu doar important, devine absolut necesar. Dacă nu știi de ce ești adventist,
N-ai cum să ajungi la răsplata pe care o așteaptă adventiști. Și lucrul acesta nu vreau să rostesc așa ca o sentință care să ne deranjeze, și vreau să rostesc ca pe un lucru foarte serios, pentru că a fi adventist înseamnă a te ancora în totalitate, 100%, în cuvântul lui Dumnezeu și a împlini voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, de fapt, amintea pentru noi și amintesc lucrul acesta în Luca 21. Pe pământ va fi, la un moment dat, zice Domnul Hristos, strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va întâmpla ceva. Un eveniment unic, dar cu însemnătate diferită pentru oameni. Un eveniment unic în care oamenii vor fi împărțiți în două, numai în două. Nu miile de biserici, ci va fi împărțit între biserica lui Dumnezeu adevărată și celelalte biserici care au spus: noi mai vrem o biserică și după voia noastră, nu numai după voia ta. Evenimentul acesta al revenirii Fiului Omului este foarte, foarte des subliniat în Sfânta Scriptură ca pe o sfântă speranță, venind pe nori cu putere și slavă mare, nu ca la prima venire, însoțit de toți sfinții îngeri. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, și anterior Domnul Hristos vorbea despre niște aspecte, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră a celor credincioși se apropie. Frați și surori, Domnul nu vrea să ne sperie. Domnul vrea să ne atenționeze cu privire la nevoia noastră de a o lua în serios cu credință. Asta nu înseamnă să-ți bați cuie în pantofi, asta nu înseamnă să-ți iei o pălărie cu număr mai mare decât trebuie, asta nu înseamnă să faci niște penitențe din aceste absurde, nu, nici vorbă de așa ceva. Asta înseamnă ca mintea ta, cugetul tău, gândurile tale să fie înălțate către cele de sus. Înseamnă ca întreaga ta ființă să fie păstrată ca un templu sfânt al Duhului lui Dumnezeu și viața ta să fie una pe care vrei mereu și mereu să o pui în rânduială cu bunul Dumnezeu și cu voia Lui descoperită pentru noi. De aceea, la astfel de subiecte, la subiectul acesta avem de a face nu doar cu un subiect de discuție să mai treacă după amiază sau o oră, nu, ci avem de a face cu o problemă foarte, foarte personală. Este nevoie de aceea, cum spuneam aseară, de un studiu foarte personal aici. Sigur că am avut un studiu personal în direcția aceasta și a fost mult mai vast decât reușesc să cuprind aici, dar nu neapărat mulțimea de informații sunt cele care ne vor face bine și mai ales dacă ni se va trezi conștiința ca într-un studiu personal să ne apropiem de Dumnezeu după voia pe care ne-a descoperit-o. Domnul Iisus Hristos ne sfătuia și spunea celor tineri și celor în vârstă. Tinerii noștri sunt plecați în misiune, dar văd că au mai rămas unii printre noi, da? Sunt plecați la vas lui. Domnul Hristos spunea: cercetați Scripturile, pentru că în ele socotiți că aveți viața veșnică. Și ele vorbesc despre Domnul Hristos. Când vorbești de mântuire, când vorbești de Biblie, când vorbești de sabat, când vorbești de orice lucru care are importanță pentru mântuire, vorbești în primul rând de Domnul Iisus Hristos. Băgați de seamă, spunea Domnul Hristos, să nu vă înșele cineva. Și erau niște oameni în Berea care erau cu o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, pentru că în fiecare zi făceau un lucru. Când ajungeau acasă, prima dată, până știu eu, să pregătea masa sau altceva, vreau să vadă ce li s-a spus, este așa? În această după-amiază aveți ocazie să verificați, pentru că este absolut necesar ca noi să știm de ce suntem adventiști. Astăzi o să vă sugerez un alt motiv biblic foarte serios pentru a fi adventist, și anume unul care ține de identitatea noastră finală. Pentru că la revenirea Domnului Iisus Hristos, fiecare om de pe planeta aceasta, fiecare om în viață care va vedea pe Domnul Hristos venind pe norii cerului, va purta o pecete, un semn, o marcă, care definește proprietate, definește de partea cui ești. Apocalipsa vorbește doar de două peceți. Și aceste peceți vor fi aplicate
doar asupra două categorii de oameni, pe care Mântuitorul spune, atunci când vine Domnul Hristos în slava sa, va despărți pe unii de alții, unii vor fi la dreapta, alții la stânga, nu în sensul că dreapta e mai grozavă sau stânga e altfel, și Domnul Hristos spune, unii vor fi destinați pentru împărăția lui Dumnezeu, iar ceilalți vor fi destinați potrivit cu alegerea pe care au făcut-o. Pentru că nu Domnul alege în care parte să meargă oamenii. Zice, distrugerea, focul cel veșnic, plăgile, ele n-au fost rezervate pentru oamenii pentru care Domnul Iisus Hristos a murit. Și ele au fost rezervate cui? Celui care a pornit păcatul și păcatul împreună cu el, că s-a lipit de el și a devenit un corp cu el, trebuie să dispară. Universul lui Dumnezeu trebuie să fie curățit. Dar nu pentru om a fost rezervat așa ceva și Mântuitorul cu acea durere pe care nu o putem noi încerca. Vă zice, îmi pare rău, dar nu vă cunosc. Pentru că atunci când vorbim de mântuire, atunci când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, de Dumnezeu și de voia lui descoperită, vorbim despre niște lucruri foarte serioase. Ascultați câteva cuvinte. De ce sunt eu adventist? De ce consider că a fi adventist este un lucru foarte important, nu neapărat ca nume, ci ca valori morale pe care acest popor le-a adoptat. Nu neapărat ca nume, deși numele e interesant și e frumos, dar mai ales ca seriozitate când este vorba de voie descoperită a lui Dumnezeu aici în acest cuvânt. Și anume, ascultați, în Apocalipsa 7 cu versetul 3, nu vă tămați, ne ocupăm de lucrurile acestea, vom mai avea o temă, probabil, da, sper să termin într-o ocazie. Dacă Domnul ajută, posibil ca vineri seara viitoare să combinăm cumva și cu recunoștința, că sunt lucruri foarte interesante aici. Dar nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorului nostru. Înainte de revenirea Domnului Hristos se aude un strigăt și spune, e o lucrare de făcut, care trebuie neapărat rezolvată. Iar eu, frate și surori, sper că și dumneavoastră, vreau să port semnul acesta al lui Dumnezeu în ziua cea mai mare a istoriei acestui pământ. Este ziua în care vine Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. În Apocalipsa capitolul 9 li s-a zis să nu vatăm iarbă pământul, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pecetea aceasta. Era porunca lui Dumnezeu, o poruncă stranie. O poruncă, dacă doriți, pornită dintr-o inimă iubitoare, cum nu putem noi să înțelegem foarte mult. Biblic vorbind, care credeți că este această pecete, acest semn al lui Dumnezeu? Care credeți că este? Sabatul. De unde știm? Că am zis, noi suntem mai grozavi decât ceilalți oameni. Ne uităm la vecinii noștri, noi suntem mai grozavi. Nu suntem deloc mai grozavi, suntem exact ca ei. Dar din punct de vedere al ofertei pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, noi am zis, vrem, Doamne, să prindem oferta aceea, vrem să prindem ocazia aceasta a mântuirii, ca nu cumva în dreptul meu să se zică, ai venit prea târziu. Și Biblia ne vorbește foarte, foarte clar în legătură cu acestuia, am luat câteva idei așa doar din cele foarte multe pe care le găsim în Sfânta Scriptură, pe care să le aducem aminte. Și anume, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Ca să nu spun oamenii bajocoresc lucrul acesta, dar Dumnezeu spune, sabatul este semnul care face diferența între copiii mei și ceilalți care nu vor să mă recunoască ca și Creator și Mântuitor. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l sau sărbătorindu-l ei și urmașii lor. Care sunt urmașii lor? Potrivit și cu lecțiunea pe care am avut-o dimineață. Cele 12 seminții ale lui Israel, care erau pe timpul lui Iacov, nu pe timpul nostru. Care erau? Cele 12 seminții, care mai erau? Că erau duși în robia asiriană, erau prăpădiți de mult, nu se mai știa nimic despre ei. Dar la ce se referă Iacov aici? Potrivit și în acord de plin cu Domnul Iisus Hristos, iată, vi se lasă casă pustie și vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă împreună cu Isaac, cu Avraam, Isaac și Iacob și așa mai departe. La ce se referă? La Israelul spiritual. La Israelul acela din care Dumnezeu pecetluiește pe cei care vor fi ai Lui și spune un număr simbolic, 12.000 ori, 12.000, 144.000. Dar acesta este un alt subiect. Urmașii lor ca un legământ necurmat, neîntrerupt. Aici nu trebuie să te joci. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn de care? Veșnic. Păi Dumnezeu spune că e veșnic și vin o groază, o droaie
de tot felul de predicatori, aurit și unii săraci ajung până acolo încât li se pupă și mâna, iertați-mi cuvântul, dar așa este. Și zic, a, nu, sau nu mai contează, nu avem pe oameni, nu avem pe cineva. Păi cu cine vrei să mergi acum? Vrei să mergi cu Dumnezeu sau vrei să mergi cu ăștia care îți vând tot felul de gogoși când e vorba de mântuire? Asta e toată problema. De aceea sunt adventist. De aceea pledez pentru adventist, pentru că aici este vorba de voia descoperită a lui Dumnezeu cu privire la un semn veșnic. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerul, pământul, mare și zvarele apelor, cum zice și porunca a 7-a. Iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a 7-a și a sfințit-o, a pus-o deoparte. Ce așa e de complicat? Sfinții sabatele mele, că cele sunt un semn. Între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și foarte interesant, că în timp ce Dumnezeu transmite cu Evanghelia aceea veșnică văzută absolut la zenit, ca să fie observată de toată lumea, mai există și o trinitate falsă, despre care cartea Apocalipsei spune balaurul, fiara și prorocul mincinos. Sigur că această descriere ascunsă sub simbolurile acestea, la un moment dat când niște oameni se identifică după elementele de acolo, sunt foarte deranjați să vorbești de așa ceva. Dar dacă Biblia vorbește, trebuie să vorbim și noi. Și cuvântul Domnului spune, această fiară care se ridică din adânc și se unește cu fiara care a primit rana de moarte și s-a vindecat și tot pământul se miră după această fiară, în combinația aceasta extraordinară și cu spiritismul care ajunge până acolo încât să coboare foc din cer ca la cinzecime, dar nu pentru Dumnezeu și pentru semnul Lui, și pentru a susține falsitățile cu care vine această putere întreită și falsă, această trinitate falsă și păcătoasă. Această trinitate știi ce face? A făcut ca toți, mari și mici, bogați și săraci. A, nu are nevoie numai de cei bogați, spune nu, toți și săraci. Mântuitorul a venit și s-a făcut milă de gloatele acele care erau și necăziți și aveau și s-au cu milă și ajută că... Dar nu, și ăștia au probleme cu ei. Robi și slobozi. Să primească un semn. Să primească un semn. Pe mâna dreaptă sau pe frunte, că nu contează unde. Pe nimeni nu poate cumpăra sau vinde să aibă, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune, dacă se închină cineva, aici rostește Dumnezeu aceste cuvinte și spune, dacă se închină cineva fiarei și icoanei sau primește semnul fiarei, în contradicție cu semnul lui Dumnezeu, ca alternativă, indiferent că îl privește pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chinului lor să suie în sus în vecii vecilor. Fumul, da, să suie în sus în vecii vecilor. Niciodată fumul acela nu va mai fi refăcut și să mai există o entitate vie din cei care se închină fiare. Nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei care se închină fiare și icoanei ei. Și oricine primește semnul numelui ei. Dumneavoastră vreți să fiți cu care semn? Întrebare retorică. Și dacă nu o să mai aveți dreptul nici să vindeți, nici să cumpărați, nici să, știu, sau să fiți, ce se va întâmpla? Nu se va întâmpla nimic. Știți ce se va întâmpla? Intervine Domnul Iisus Hristos, spune, stop. Ăștia sunt copiii mei. Pâinea și apă să nu le blisfească și plăzile să fie asupra persecutorilor, nu asupra lor. Ce credeți dumneavoastră? Persecutorii vor sta la televizor și vor distra mâncând foricele și vor zice, atât cum îi... Cum îi omoară pe pocăiți? Nu, nici vorbă de așa ceva. Cei care primesc semnul fiare, spune cuvântul lui Dumnezeu, vor fi chinuiți într-un mod îngrozitor. Deci alternativa aceasta cu privire la hai să alegem ceva care nu-i chiar așa de, știu eu, de potrivit cu ceea ce descoperă Dumnezeu, nu este o alternativă deloc bună. Și haideți să vă dau un singur document din mii, din zecile, din sutele, poate, documente asemănătoare. Ascultați ce face declarație. De aceea eu am luat și sunt foarte atent că atunci când vin cu lucruri de felul acesta, să iau sursele lor, nu ale mele neapărat. Și în această după-amiază voi vorbi cu sursele lor, nu a surse adventist. Da? Ca să observați că ceea ce ne spune Dumnezeu și modul în care vrea să conducă Dumnezeu biserica adventistă de ziua a 7-a este un mod unic. Pentru că profeția îți spune niște lucruri și Dumnezeu spune...
S-am descoperit aceste lucruri ca să umbli în lumina care vine de la mine. Iată, dau unul din aceste citate. A secretarului Gibson, biroul cardinalului Gibson, da? De acolo apare. Ascultați, spune, desigur că Biserica Catolică pretinde schimbarea sabatului? Ce te mai chinui tu, protestant, să mai aduci argumente, că stai să vezi în Galateni, stai că să vezi în... Ce să aduci din Galateni, când Galateni niciodată nu apare cuvântul sabat? Păi stai că în Romani, capitolul 14, stai să vedeți aici, stai măi, stai, ia ușurel. În Romani, capitolul 14, niciodată nu apare cuvântul sabat. Și ar trebui ca să se pună cu mare acuitate o întrebare în capul tău. Bă, dar dacă acolo nici nu apare cuvântul, cum scot eu de acolo sabat? Pe care mânică îl scot? Ce, ești vrăjitor? La o parte cu vrăjitorii aceștia de doi bani. Aici vorbim de lucruri serioase ale cuvântului lui Dumnezeu. Da? Și ei spun foarte clar, nu mai căutați în Biblie, că nu-i de acolo. Noi am schimbat și pretindem lucrul acesta că am transferat sfințenia zilei de odinică de la sâmbătă la duminică, potrivit cu autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să facem ce vrem noi, că noi mântuim, noi dăm deoparte, noi schimbăm zile și sărbători și așa mai departe. Sunt declarați de felul acesta cu sutele. Schimbarea sabatului în duminică este propriul ei act al Bisericii Catolice. Iar acest act este semnul puterii bisericești și autorității în probleme religioase. Vreți ceva mai clar? Nu e nevoie să ai ceva mai clar. Eu sunt adventist deoarece cred în profeția biblică și știu că în Daniel 7:25 și în alte lucruri se spunea va veni vremea în care acest cor mic la început se va înălța până acolo încă va schimba vremurile și legea. Va schimba ordinea lucrurilor din punct de vedere spiritual până acolo încât se va urca la căpetenia oștirii Domnului să-i smulgă jertfa și să spună nu mergeți la Hristos, veniți la mine că eu sunt tot aici. Și așa se întâmplă. Oamenii nu mai leargă la Hristos. Oamenii au nevoie de mijloșitori omenești care să ierte păcatul și să-l asigure că merge acasă cu păcatul iertat. Deoarece cred profețiile biblice, eu înțeleg că mișcările ecumenice ale religiilor majoritare și mai nouă ale protestanților, cei ce mă uimește până la nu se mai poate, nu e vorba de o pocăință conform cu Biblia, ci este vorba de interese de dominare a lumii și mai ales de anihilare totală a reformațiunii, de a primi reformațiunea ultima lovitură și de a zice veniți împreună cu noi că suntem una. Culmea că protestanții de altă dată sunt încântați la culme exact ca iezii cei mai mari din povestea capra cu trei iezi la cuvintele miroase ale lupului. Exact așa. Da, sigur că da. Și să asculți puțin dinții, folosește alte cuvinte, pocește cumva, vorbește de har, vorbește nu știu ce și gata, exact ca în povestea ce. Eu sigur nu mă gândesc acum că îmbrățișările, întâlnirile sau știu eu, discuțiile acestea sunt rele. Nu, nici vorba de așa ceva. Dialogul întotdeauna este mai bun decât confruntarea, indiferent de ce situație s-ar întâmpla. Ele țin de normele normale de conviețuire civilizată într-o societate și între niște oameni care se respectă și care, cu atât mai mult, sunt creștini și iubesc pe Dumnezeu. Dar când este vorba de mântuire și de unire, frați și surori, apoi nu ne unim oricum. Nu mă duc eu cu semnul. Las semnul lui Dumnezeu și mă duc cu semnul fiare de dragul faptului că să fim mulți și la un loc. Niciodată majoritatea n-ar trebui să dicteze în probleme de conștiință și niciodată, zice cuvântul lui Dumnezeu, să nu te iei după mulțime când este vorba să te depărtezi de Dumnezeu. Păi las semnul lui Dumnezeu și mă duc cu cine? Asta e problema. De aceea noi trebuie să ne bazăm pe Biblie și în niciun caz pe altfel de interes. Iar promovarea rânduielilor bisericești niciodată n-ar trebui să fie făcută prin forță civilă. Forța civilă are altceva de făcut. Să mențină stabilitate, să-ți facă drumuri și spitale, să-ți păstreze un sistem de educație și așa mai departe, să apere țara, la care contribuim cu toții prin impozit. Dar ca să-ți impună niște legi religioase cu forța civilă, aceasta este de la vrăjmașul. Ce vreau să vă amintesc, și am pus aici intenționat o carte, Ecumenismul fără mască, scrisă de Ion Arhimandrit, Aralambe Vasilio Paulus, da, un grec. Am pus imaginea aceasta ca să știți că sunt multe cărți, am ales una care e tare de tot, da? Fără întoarcere la Biblie, ecumenismul este văzut ca în poza asta de aici. Știți ce e aici? În poza asta. E străsărutul lui Iuda. El de fapt asta spune.
Și această încercare de ecumenism nu este altceva decât un sărut al lui Iuda. Ecumenismul în mod profetic se pregătește, de fapt, să niveleze terenul pentru primirea semnului fiare, adică sabatul fals care să fie impus cu forța prin legea civilă, prin autoritatea civilă, ca semn al autorității noastre, pentru că nu toți încă recunosc lucrurile acestea. Am vorbit data trecută despre lucrurile acestea, da? Am vorbit cât de avansate sunt deja lucrurile pentru a impune creștinismul acest sabat fals și discuțiile deschise care au loc în Conciliu, în Consiliul Europei. Lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit în mod foarte serios. N-ar trebui să ne sperie deloc. Și pe mine chiar că nu mă sperie, vă spun. Nu mă sperie, de ce? Pentru că, și nici nu mă surprinde, știți de ce? Pentru că Domnul Hristos de 150 de ani ne tot avertizează. Eram copil și se tot discuta și cum va fi și cum va fi. Nu se întrezărea nimic, atunci nu se vedea niciun semnal. Iar motivul discuțiilor, știți care era? Pentru că exista în Biblie așa ceva și a zis, băi, ceva trebuie să fie, cum va fi, frate pastor, cum va fi? Și când vedea și purtam discuții, nu mergeau oamenii la amiază acasă. Nu, la amiază erau câțiva care stăteau și uneori renunța și eu la masa de amiază ca să stau și să mă uit cu mare atenție la ce discutau bătrânii biserici. Nu aveau informațiile care le aveam noi acum, dar aveau o minte pătrunzătoare și aveau o relație cu Dumnezeu în rugăciune, încât sunt convins astăzi, după atâția ani de zile, nu mai sunt, au murit. Sunt convins că oamenii aceștia aveau călăuzirea Duhului Sfânt cu privire la orientarea în profeția biblică. Iar tinerii noștri, copiii noștri, nu mai citesc. Nu mai citesc, nu mai sunt interesați. Ei nu mai pun mâna pe carte, nu mai știu dacă intre. Și nu-i bine. De unde au învățat oare? Sau de unde n-au învățat, că asta este problema. Un semn care este opusul semnului lui Dumnezeu. Așa cum spune Ezechiel și cum spune Apocalips 14, este de fapt un semn al trădării. Haideți să mai spun ceva. Aici legat despre aceste mișcări cu unirea și promovarea legislativă a Duminicii, în care ecumenismul spune, dar întorceți-vă la noi, noi vă așteptăm, nu sunt altceva, toate aceste mișcări decât aceeași mărie din totdeauna, dar cu altă pălărie, da, aceeași mărie. Ca adventiști nu este cazul să schimbăm interpretarea Apocalips 13, că mai nou am observat că unii nu mai vorbesc de Apocalips 13, că vai de mine, dar dacă deranjezi, pe cine? Pe domnul Belzebub? Cum să nu vorbești de Apocalips 13? Sigur că nu-i cazul să vorbești doar de Apocalips 13, sigur că nu-i vorba să vorbești doar despre lucrurile care țin de... Că nici Biblia nu vorbește numai despre asta, dar există un capitol care trebuie discutat la un moment dat. Și există anumite capitole care, la un moment dat, trebuie să fie luate în atenție și trebuie să fii sincer, tranșant și trebuie să spui despre ce este vorba. Trebuie să deschizi ochii. Nu este cazul să schimbăm interpretarea aceasta. Iar efectul Francis, cum îl numesc ziarele germane și altele, nu este resimțit numai la Vatican, ci în întreaga Biserică Catolică. Și întrebarea se pune, mă, s-a pocăit cumva fiara? Cum ne-au zis, da, dar nu mai este. Ce vorbiți voi de persecuție? Păi, dar nu vedeți că ne îmbrățișăm și cu penticostali și cu pastorii lor și schimbăm bezele și cu telefonul, le trimitem mesaje. Noi suntem împreună, harismatici, noi ne închinăm, da? Biblia vorbește despre o adorare și închinare falsă, de proporții universale, iar omul modern cu concepțiile sale despre libertate, frații mei și surorile mele, nu mai acceptă acum metodele acelea inchizitoriale din alte dată și poruncile acelea, interdicțiile papale și știu eu, dacă vreți indulgeți, nu, dar o imagine a umilinței, a modestiei, a dăruirii, a omului care se apleacă către nevoile celor nevoiași. Ei, asta cucerește? Iată câteva fapte evidente ale unei religii care se vrea unită cu puterea de stat. Vreau să vă ofer câteva dintre aceste aspecte evidente și anume, uitați-vă, vă rog frumos aici, 29 octombrie 2004 la Roma. Aparent, nu-i mare eveniment, pentru noi că suntem Uniunea Europeană, ar trebui să fie. Constituția Uniunii Europene este semnată în sfârșit. Au discutat și au dat deoparte și erau pus. Și până la urmă au zis, 29 octombrie 2004, la Roma, dar de ce la Roma? Că toate documentele erau în altă parte semnate. Ce legătură are Roma?
Păi are Romă. De ce are? Păi dar nu știți că actul de constituire în 1957 a avut loc tot acolo la Roma. Și de aceea ar trebui să fie tot în aceeași sală. Și era exact aceeași sală pe care o vedeți dumneavoastră aici. Numai că problema este că altcineva decât șefii de stat din toate statele constitutive ale Uniunii Europene este cea, numai altcineva domină scena. Cine? Hai să o duci mai aproape ca să o vedeți. Cine? Cine? Chiar nu ne spune nimic treaba asta? Ce treabă au conducătorii aceștia de stat sub statuia Papii Inocențiu al X-lea? Ce caută toți acești conducători de stat acolo? Care este masajul pe care vrea să-l transmită lumii? Că poza aceasta n-am făcut-o eu. Poza aceasta am luat-o de pe site-urile lor și circulă, dacă o veți găsi. Scris 29 octombrie 2004 și veți găsi Roma și veți găsi acolo 100 de poze, sau mai multe. Care e problema? Care e mesajul? Că Uniunea Europeană, între altele, nu are numai conotații politice și economice. Are niște conotații care sunt foarte atent urmărite și puse în scenă de către cineva care vrea să aducă lucrurile și pe tărâmul religios. Haideți să ne amintim ceva. 2011. Vaticanul cere o reformă radicală a sistemului financiar mondial, nu insist pentru că ați auzit de lucrul acesta, inclusiv crearea unei autorități politice mondiale care să administreze economia și unei bancă mondială. Asta cere. Să va ajunge acolo. Pentru că rușii au încercat cu brazilienii, cu noile țări emergente, cu nu știu ce să facă și ei, dar n-au făcut nicio, iartă în cuvântul acum, iar am să zic nicio brânză și nu știu dacă greșeam, dar n-au făcut până în prezent nimic. Au adunat ei, nu se înțeleg, americanii cu femeiul lor au și ei necazuri mari și zice, mă, dar stați puțin, ia potoliță, că vă facem noi ceva după principii foarte bune. Nu? Da. Trebuie să fim protagoniștii globalizării, zice în citat. Și ascultați, citesc tot de acolo. Propunerea înaintată de Consiliul Pontifical, am luat asta de pe un site catolic. Pentru justiție, pace al Vaticanului, a urmat unei enciclice, mesaj adresat tuturor catolici a Papei Benedict al XVI-lea din 2009, în scrisoarea catolică numită Caritas in Verite, sau Veritate, a suveranului pontif către episcop, preoți, diaconi, către persoanele consacrate, către credincioși laici și, vă rog frumos, și către cine? Și către mine, nu? Cu o singură condiție. Cu care e condiția? De? Acest cuvânt nu-i strecurat degeaba aici. Că dacă n-ai bunăvoință, când toți oamenii, toți episcopi, toți preoți, diaconii, toate persoane consacrate, credincioși laici, de către toți, dacă tu nu ai bunăvoință, ce se va întâmpla cu tine? Păi dar nu este normal că spre dezvoltare umană vei fi împotriva cui? A umanității. În caritate și în adevăr, papa vorbea despre necesitatea globalizării și beneficiile acesteia. Și citesc, pentru că mi se pare foarte frumos din documentul acesta. Poza spune mult, da? Iată cum intrăm aici spre aici și după aceea ieșim exact tiparul de acolo, da? E foarte bună caricatura asta. Cine a făcut-o a fost băiat deștept. Globalizarea e un fenomen, auziți ce spune autoritatea catolică. Globalizarea e un fenomen multidimensional și polivalent care cere să fie înțeles în diversitatea și unitatea tuturor dimensiunilor sale, inclusiv... Dar ce treabă are? Iertați-mi în cuvântul, coada vacii cu ștampii la primărie. Ce treabă are una cu alta? Și dintr-o dată te găsești într-o situație economică. Spui, domnule, dar nu va vinde, nu va avea drept să-l cumperi, nu va avea... Stai, leacă, ce treabă are asta? Ba da, ei urmăresc treaba asta, exact cum spune profeție. Acest lucru va permite globalizarea omenirii să stăiască în termeni de relaționare, comuniune și de părtășire, pentru gestionarea economiei mondiale, pentru asanarea economiilor lovite de criză, pentru provenirea agravării crizei și a adâncirilor dezechilibrilor, este cum? Numai adventiștii n-au urgență. Nu, adventiștii au alte urgențe. Au alte priorități. Pentru dânsii nu e urgentă profeția și împlinirea ei. Dar pentru ei e urgentă. Diavolul dă târcoale ca un leu și zice, hap încă unul. Iar adventiștii zic, aia și ce? A, s-a mai dus unul, nicio problemă. Excludem și gata. A păcătuit cu tare, a făcut cu tare. A, nicio problemă, nicio problemă. Ferească Dumnezeu de astfel de gândire. Pentru că este gândirea care vine datorită morfinei cu care ne otrăvește diavolul.
Și nu avem voie să dormim, frați și surori. Domnul Hristos spune, fiți treji, vegheați, rugați-vă, pentru că lucrurile sunt foarte înaintate. La dâns și urgent. Înființarea unei reale, auziți, reale, nu așa, poveste cum au ei până acum. Ce femeie? Una reală, autorități politice mondiale. Autoritatea trebuie să fie subordonată realizării binelui comun. Da, realizării binelui comun. Este cineva care ne vrea binele. Știi cine a mai dorit binele omului la început? Când Dumnezeu a zis într-un fel și el a zis, Dumnezeu vă păcălește. Păi să teme să n-ajungeți ca Dumnezeu. Ascultați de mine. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să ții sabat? Vezi-vă de treabă. Ce legătură are că te închini? Sâmbătă și te închini. Nu are nicio legătură. O zi acolo să ții. Urlă din toți bojocii, mari predicatori, protestanți de toate felurile. Ce sabat? Măi, atâta luptă, atâta răutate ca împotriva poruncilor lui Dumnezeu nu există decât când studiezi arsenalul satanei. Extraordinar. Încercați, vă rog frumos, să discutați despre problema asta și să vedeți ce vi se răspunde. Binele comun. Și citesc tot de acolo, în ghilimele, dar să fie recunoscută de toată lumea și să se bucure de... Ce să se bucure? De putere efectivă, pentru a fi în măsură să ofere fiecăruia, auziți ce să-i ofere fiecăruia, fiecare persoană, ce să-i ofere? Securitate, respect, justiție și drepturi. El ți-o dă, el te apără, el te protejează cu o singură condiție. Te încadrezi în teologia morală pe care ți-o dictează. Autoritatea va deține, de asemenea, capacitatea de a face să-i fie respectate diferitele deciziile către diferite părți, la fel ca măsurile coordonate adoptate de către diverse foruri internaționale. Vaticanul mai sublinia tot atunci că economia are nevoie de etică, da, economia are nevoie de etică, și sugera că procesul de reformă să înceapă cu Organizația Națiunilor Unite ca punct de referință. Criza economică și financiară prin care trece lumea impune tuturor să analizeze în profunzime principiile și valorile morale. Interesant. Și culturale aflate la baza existenței sociale se arată în același document. Ei bine, pe aceeași linie de gândire, Fox News Channel este unul dintre canalele de știri cu care americanii sunt foarte obișnuiți. Îl preiau și unele televiziuni de ale noastre. Că vreau să vă spun, în lume nu există decât două canale importante de știri. Da? Două, nu mai multe. De dreapta și de stânga atât. Că sunt bucățele astea de televiziune, nu știu, dar ei sunt încartiruiți, nu au voie să zic altceva. Adică, presa nu e liberă, asta e o poveste scrisă pe hârtie, atât. Nu e liberă, jurnaliștii nu sunt liberi, nici un jurnalist nu este liber să spună altceva decât îi dictează patronul lui, cel care îi plătește. Hai să fim serioși acum. Veți găsi dumneavoastră vreodată informații corecte și reale de la un jurnalist. Nu există jurnalist care să nu fie în cartierul politic. Și uneori mai scap așa câte o chestie ca să arunce cu praf în ochii fraierilor și după aceea să le poată împinge o gogoașă, așa cum face mama când vrea să-i dea un medicament amar copilului și să-i pune un pic de zahăr, așa și tânghiți. Uitați-vă cu atenție aici. Jurnalistii nu sunt liberi. Ar fi dat afară imediat. În lume sunt doar câteva trusturi de presă importante și mari. Dar încadrați pe cele două direcții. E bine, acest cel mai dezvoltat canal de știri din Statele Unite, care preia mai mult de jumătate, mai mult de 85%, peste 85% din populația Americii. Sigur că ei au diverse sucursale. E bine, pe acest canal, la sfârșitul lunii iulie, cu un pic mai înainte, eu dacă aș fi ținut când trebuia seminarul acesta, eram atunci aproape, da? Acum un pic s-a depășit, dar nu e nicio problemă. Ascultați, una din cele mai urmărite emisiuni este o judecătoare, Gianine Piro, un comentator de marcă, se consideră deschis, întotdeauna face mare caz de credința ei, este practicantă, catolică practicantă, și face o pledoarie. Eu am auzit-o în engleză, nu are rost să vă traduc acum, credeți-mă, și o puteți găsi, nicio problemă, scriți Gianine, dacă scriți asta de aici, time for papacy to get... Da, este timpul pentru papalitate să iasă în față și să se implice în problemele lumii, pentru că anunța aia, cum e posibil, domnule, să mă celărească ăștia pe creștini în diferite locuri și așa mai departe. Dar dedesubt acolo sunt niște lucruri foarte, foarte interesante. Foarte interesante.
Și oamenii au prins, toată presa a scris despre ce a zis femeia aceasta, iar recent un alt anunț a uimit toată lumea, toată lumea și toți ochii dintr-o dată, ca și cum eu aș face, să zic aici, aș sparge o vază mare sau în partea asta și toată lumea s-ar uita aici. Toată lumea dintr-o dată s-a uitat acolo. Știți ce s-a întâmplat? Uitați. Am citat din cuvântul ortodox. Biserica ortodoxă a preluat și a știre. Și Imam Peres, om bătrân și cu multă minte, evreu, propune pe papa șeful Națiunilor Unite. Da. Citesc de pe un site catolic, haideți să luăm un site catolic, Episcopia Romană Catolic de Iași, am luat-o așa de lângă Bacău de aici, ca să fim mai aproape. Îi propune papii ONU, îl propune papii Francisc un ONU a religiilor, o ONU a religiilor, organizație a religiilor, mondială a religiilor. Cine credeți că ar fi cel mai bun să fie șef acolo? A fost primit, pe 4 septembrie asta s-a întâmplat, da? Exact astăzi, o lună de zi. Primit la Vatican, l-a primit acolo foarte bine și a mai venit acolo și principele Iordanii. Ăsta era dușmanul de moarte evreilor, dar islamul cu... Ăștia s-au dus amândoi la papa și amândoi s-au rugat și după aceea a spus, uite ce vrem să propunem. Și unul și celălalt au fost direct implicați în vizita pe care a făcut-o Bergoglio în Israel și au discutat. Dar, iată, citesc din același site în continuare. Iată ce spune aici. Tocmai grație religiei, forței religiei, carismei pontifului roman, Peres ar vrea, asta spun catolicii, da, pe site-ul lor, vrea conducerea ONU, ca la conducerea ONU a relațiilor religiilor pe Papa Francis. Da? Cine vrea să conducă lumea? Zice asta. Pe Papa Francis vrea la conducerea aceasta ONU. Și mai amintește el mai mult, probabil că el este unicul lider cu adevărat respectat. Pentru aceasta mi-a venit ideea pe care am propus-o papei. Și după ce i-a propus-o, știți care, după ce a expus ideea, papa, știi ce a făcut? A exprimat interes și încurajare pentru idee. Și a zis, băi, într-adevăr, așa ceva e important, da? Da? Sigur, asta spune site-ul catolic. Chiar dacă nu există deocamdată niște comunicate oficiale, mă rog, există o discuție, mă rog, lungimea colovilor, acolo se poartă o lungime mare. Deci, merită să citiți acasă treaba asta, să nu... Dă mărturie că pontiful a primit cu interes propunerile lui Peres. Da. Dar ce e la Vatican? Dar la noi? Cum e? În România, slujitorii unei biserici plătite de la bugetul statului. În România, o biserică care dacă ei lua bugetul statului, ar trebui să nu mai aibă cu ce plăti nici lumânările măcar. Totul plătește România. Da? Din buzunările noastre. Din buzunările mele pleacă zilnic la Biserica Ortodoxă ca să plătească preoții parale, ca să le crească tonul și să mă vorbească de rău și să mă oprească să-mi îngrop morții cum trebuie și așa mai departe, cu tot felul de conflict. Știți că din bugetul dumneavoastră plătim Biserica Catolică, da, Biserica Ortodoxă. Că ei au preoți plătiți și bisericile le ridică. Dacă ar fi biserici normale, ar trebui să le ridice în oriași. De ce să ridici statul bisericii? Statul să-ți facă spital, să facă josea, să facă școală. Dar pentru câteva voturi, pup tot, domnule. De ce credeți că poza asta am făcut-o eu? Nu, am luat-o de pe marele ziare. A vrut să se vadă. Ce a vrut să transmită omul acesta? Că puțin mai înainte de poza asta, știi ce a declarat? Păi eu vreau să în țara mea, eu așa m-am născut și vreau să fiu. Și vreau... Păi dar stai, domne, facem alegeri la patriarhie sau facem alegeri prezidențiale? Nu? Vă dați seama pentru câteva voturi. Da, haideți să revenim. La problemele acestea mai mari. Papa propune o cale fericirii pentru oameni. E foarte interesant că acea cale pe care o propune el pentru oameni, calea fericirii, este diferită de cea propusă de Domnul Hristos și culmea că este aplaudată, primită cu un entuziasm cum nu ți-ai mai revenit. Dar înainte de aceasta, stați să vă mai spun încă una, că eu aveam pus aici. Știți că a fost dată o lege a cimitirilor, că a să mai fie conflictul acesta ca în țările babaniere, știi? Nu mai poți să-ți duci mortul în pământ. Lasă-l, domne, acolo, că morții nu se ceartă. Nu, scandal, mizerii,
poliție. Ce s-a întâmplat acum recent și plajă? Lasă-l, domnule, pe om să moară cum moare. Lasă-l să moară cum a trăit și așa mai departe. S-a dat o lege. Legea aceea era mai mult împotriva celor care, deminațiunilor care au cimitirile mici. Pentru că la ceilalți nu era nicio sancțiune dacă ei nu făceau așa. Culmea, nu le-a convenit nici asta. Și au zis, știi ce au făcut? O lege publicată, monitorul oficial, știi ce au făcut? Știi ce au făcut? Au spus biserica, a spus nu. A spus nu. Și toți parlamentarii au votat și au zis, Senatul României. Erau foarte decizionari. Știi ce au zis? Nu, 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 da. Nu, pe la anul încolo, la anul și la mulți ani, da? A cerut să amâne legea prin care s-ar pierde acreditat prin trecerea la administrare privată. Și s-a adoptat un proiect care amână aplicare. Interesant. În ce țară trăim? Democrată sau preotocrată? O lege publicată de forul legiuitor superior al României. Vin ăștia și spune, băi, vă rog frumos, orientați-vă și faceți acolo. Mai mult decât atât. Am luat din glasuri lăcașuri ortodoxe, da? Vedeți acolo de unde am luat-o? Sectele amenință și sperie Parlamentul. Băi, periculoase sectele astea. Și prezență românească la conferința împotriva secțiilor de la Sankt Petersburg, da? În perioada 18-20 septembrie. Asta acum, recent. Băi, frate, periculoși ăștia, domnule. Pocăiți ăștia, periculoși rău. Trebuie să pune și să face ceva cu ei. Mai ales cărțile lor. Se trebuie dat foc. Dar sigur, periculoși. Ei nu stau singuri. Vaticanul are treburile lui, dar nici ăștia nu stau degeaba. Da? Trebuie mai mult în opinia lor. Haideți să citim puțin. Participanții au fost reprezentanți din Rusia, Belarus, Ucraina, Georgia, Bulgaria, Cipru, Creta, Grecia, Polonia și România. La sesiuni și reuniuni au fost discutate modalități de eliberare a celor care au căzut sub influența organizațiilor totalitare. Sectele sunt totalitare, ei nu. Ei nu. Opresc o lege care este deja publicată, iau salarii de la stat, fac ce vor și ei nu sunt totalitari. Nu. Nu, sectele sunt totalitare. Și ascultați aici că prin gura lui Carpsea, Cristofor, Biserica și a menționat că problema luptei împotriva sectelor nu este nici de cum o exagerare, ci o necesitate pentru lumea modernă. Cine secte? Tu și eu. Și alții ca noi. Aceasta se referă nu doar la cercul bisericesc, nu, ci la întreaga societate. Noi apărăm societatea de secte. Asta au avut-o acum. Pe când? Acum, 8 și 20 septembrie. De aceea în sală au fost prezenți doar clerici și oameni de știință, avocați și așa mai departe. Știți acasă că e interesant, dar să revenim la fericirile spuse de Domnul Hristos și varianta cea nouă. Papa Francis publică 10 fericiri. 10 fericiri, 10 fericiri. Foarte interesant. Fericirile biblice, dacă ar fi puse în valoare, ar aduce într-adevăr o bunăstare poporului lui Dumnezeu și celor din jur. Spre exemplu, dacă ai zice Psalmul 119 cu versetul 1 și 2, vă aduceți aminte că zice? Ferice de cei fără prihană în care lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Sau ferice de cei ce păzesc poruncile lui și care îl caută din toate. Da, sigur, ferice de ei. Noi, el nu zice așa. Zice niște chestii foarte interesante, foarte drăguțe, eu nu le voi putea citi pe toate, că deja oră s-a dus și n-am ajuns la un sfert din ce mi-am propus. Asta e viața. Băi, voi m-ați predicatorii înaintea mea, au fost lungi sau care-i treaba? Sau eu sunt lung? Eu sunt lung. Am înțeles. Vedeam cum mă scurteam. Dar m-am mai îngăduit puțin că trebuie să ies până undeva, până la un cap, măcar la jumătate să ajung. Da? Apoi nu mai ajungem la capăt până la venirea Domnului. Auzi, interesante chestiile astea care le zice el. Numai că așa în trecere scapă două lucruri. Auziți, ca și cum așa din trecere. Dar e profetic, ascultați cu atenție. Prima, fericire, nu prima fericire. Fericirea, deci tipsul acesta pentru fericire, sau ideea pentru fericire, și anume la numărul 9. Ascultați ce spune. Pardon, scuze, că am sărit una. Întâi la 5, mai, și după aceea la 9. Strecurate așa între altele, aparent nevinovate, dar se văd de la o poștă tendințele unei agende descoperite de profeție? Ascultați, de 3 ori folosește cuvântul duminica pentru fericire.
Și ce spune? Duminica trebuie să fie sărbătoare, cum? Sfântă. De ce? Că așa vrea Dumnezeu? Niciodată, pentru că așa vreau eu. Ori vă conformați, ori intrați în conflict cu mine. Ai curajul să intri în conflict cu mine? Asta e, de fapt, mesajul sublimat. Muncitorii trebuie să aibă duminica liberă. Deoarece duminica este pentru familie. Păi, dar Dumnezeu a vorbit altfel. Nu contează ce a vorbit Dumnezeu. Ascultați ce vă spun eu, dacă vreți să fiți fericiți. A, interesant. Interesant. Domnul Hristos declară pe sine Domnul al Sabatului și spune: ce Domn al Sabatului? Și noi, la doi și cum erau, trebuie să fie ager, trebuie să fie... Noi mai amorziți așa. Pentru numărul 9, ascultați o altă. Ce interesant așa asta. Să nu faci prozelitism, respectă credința altora. Nu, noi putem inspira pe alții prin mărturia că putem crește împreună prin comunicare. Dar cel mai rău dintre toate lucrurile, știți care este? Să te apuci să iei Biblia și să-i spui: bă, tu ești, unde mergi tu? Păi tu știi ce e cu tine? Păi uite ce scrie Dumnezeu aici. Fii atent ce semn primești tu. Păi uite semnul lui Dumnezeu și uite. Nu, 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 dacă ai făcut așa ceva, e cel mai rău dintre toate lucrurile. Care paralizează la întâlnirea pe care o are. Lucrurile acestea le-am luat de pe site-ul catolic, pardon, uite, site-ul ăsta catolic, da, îl găsiți aici, dacă dați Catholics News, le găsiți toate acolo. De acolo le-am luat. Nici măcar nu le-am tradus, că le-au tradus frații ortodoxi. De acolo le-am găsit. Auziți? În 16 iunie 2014 la Vatican, Papa Francis se întâlnește cu liderul acesta, cu Justin Welby, care este liderul spiritual a 80 de milioane de anglicani. Și acolo, între altele, îi spune: noi nu ne putem preface că divizarea noastră nu este un scandal, un obstacol în proclamarea Evangheliei și mântuirea oamenilor. Da, asta spune. Pentru prima dată, când Papa nu evită să evidențieze că divizarea nu mai poate fi considerată o opțiune și trebuie să fie interzisă categoric. În acest caz, vă rog să observați, că asta îi doare foarte mult. Să nu... cumva oamenii să le spune: vrem să trăim cum a zis Iisus. Nu ești de acord? Deja porți o etichetă. Ești împotriva Evangheliei, împotriva umanității, cel mai mare dușman. Revista Times îl desemnează pe persoana anului și, potrivit CNN, este cea mai discutată persoană pe internet la ora actuală. Se bucură de o foarte mare vizibilitate. Iar pe 14 septembrie oficiază la Vatican o căsătorie la 20 de cupluri. Dar știți ce a fost acolo? A zăpăcit până și pe catolici cei mai importanți. Știți de ce? Oamenii care au venit acolo nu aveau o calitate morală să fie cununați. Trăiseră, aveau copii, aveau lucruri grele la activ acolo. Și toate acestea, biserica a zis, trebuie să venim în întâmpinarea lor dacă vor să pocăiesc. Fantastic! Nu s-a întâmplat așa ceva în trecut. A organizat un meci de fotbal. Papa organizează fotbal. A adus niște vedete, l-a adus și la argentianul ăla, nu știu cum îl cheamă, că n-am nici cea mai mare... nici cea mai mică înclinație pentru vedetele astea de doi bani, care știu să dea cu piciorul, în cap n-au nimic și, vai de mine, mari vedete cu miliarde de lei la bancă. Da. Nu mă interesează în lucrurile lumii care n-au nicio logică. Dar vreau să vă spun că a făcut un meci de fotbal cu religii diferite. Să spună că și fotbalul te unește. Când veniți la stadion, băi oameni buni, când veniți la stadion, dacă sunteți așa mulți, păi stați puțin că noi suntem acolo, noi am organizat. Sigur. Nu trebuie să fie discutată sinceritatea lui. Nu o fac treaba asta, că nu mă interesează. Dar vreau să vă spun un lucru potrivit cu spiritul profetic și cu asta trebuie să ne apropiem de... A, dar nu, nu. Vreau să vă mai țin un pic. Un pic. Auziți? Omul acesta nu s-a convertit. Sub influența relativismului, oamenii întorc spatele adevărului biblic. Și se duc pentru lucruri care le mângâie sentimentele și vede acolo cu un act de umilință, atingerea sentimentelor de tot. Iar Papa Francis este maestru în aceste chestiuni. Toate sunt așa de bine puse la punct. El nu s-a convertit. Când a fost ales ca papă, primul lucru pe care l-a făcut, știți care a fost? Să se roage? Să se roage Marie. Biserica Catolică, vă rog să rețineți. Așa este după amiază. Nu mă gândeam că voi avansa așa de puțin. Da, mergem data viitoare. Auziți, primul lucru pe care l-a făcut, știți care a fost? Ia să văd dacă vă amintiți.
Să se roage Marie, sigur că da. Mulțumesc frumos. Da. Nu? Primul lucru care l-a făcut a fost să se roage Marie. Nu s-a schimbat cu nimic. Din punct de vedere profetic, dragii mei, el a schimbat cele 10 porunci, nicio problemă despre aceasta. Nu, continuă să susține același lucru în opoziție cu toate învățăturile clare ale Bibliei. Cu privire la schimbarea celor 10 porunci, închinarea la Fecioara Maria, doctrina nemuririi sufletului, purgatoriu, nu ai nimic în Biblie, chinurile veșnice în iad, interpunerea între Hristos și om pentru mântuire și iertare, accesul direct la Hristos ca mântuitor este oprit prin mijlocirea preoțească, ritualul spovedanii. Babilonul este tot Babilon. Tot Babilon. Iar interpretarea adventistă în Apocalipsa 13 este corectă. Este corect. Pare rău că trebuie să mă opresc. N-am ajuns nici la... Da, mă rog, data viitoare. Țineți minte unde a rămas, da? Că data viitoare vreau să vă spun ce amintește spiritul profetic și după aceea să vedeți cine se oprește acestei... Și apoi vom trece și la alte câteva aspecte foarte, foarte importante pentru tinerii și copiii noștri. Nu știu de ce am așa simțământul totuși că cineva tare vrea rău copiilor noștri. Absenteism de la studiu, absenteism de la cateheză, absenteism de la... Și noi stăm pasivi și nu trebuie să stăm pasivi. Nu e bine. Haideți să ne ridicăm și să cântăm. În numele Domnului Hristos vom închide serviciul divin din după masa aceasta cu imnul Ca să fii bun creștin după chipul divin. Oh,
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Cu respect și umilință venim cu fețele plecate înaintea Ta, ca să-ți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru ora aceasta de studiu apocaliptic. Îți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, pentru avertizările care ni le dai. Și suntem conștienți, Doamne, că pregătirea noastră nu este la nivelul acestor avertizări. De aceea te rugăm din toată inima, luminează inima noastră, mintea noastră, sufletul nostru cu prezența Duhului Sfânt, care să ne ajute să ne hotărâm odată ca să fim cu adevărat creștini. Nu să fim numai cu numele, ci să fim într-o viață sfântă, trăită în temere de Tine, pentru că în curând, foarte curând, Fiul Tău va veni pe norii cerului. Și în curând, foarte curând, toate lucrurile sunt pregătite ca această fiară să spună ultimul cuvânt. De aceea te rugăm din toată inima, întărește biserica Ta, întărește-ne pe fiecare personal, pentru ca de acum să ne pregătim ca să putem sta tari în vremurile acelea grele. Te rugăm din toată inima, ajută-ne să plecăm din locul acesta cu o hotărâre fermă în inimile noastre de a ne preda viețile în mâna Ta, ca Tu să le transformi, Doamne, să le faci după voia Ta. Să fii cu noi în această săptămână, să fii cu noi, Doamne, în vremurile care vor veni și în evenimentele care se vor întâmpla și ajută-ne, Tată Sfânt din ceruri, ca credința noastră puternică, bazată în Tine, să ne facă, să ne ajute să trecem prin aceste încercări. Binecuvintează familiile noastre, binecuvintează copiii, te rugăm pentru ei, binecuvintează tinerii, Doamne, care sunt bulversați și care prea puțin studiază cuvântul Tău, dar ajută-i, Doamne, să înțeleagă grozăvia lucrurilor care se vor întâmpla și urgența lucrurilor și urgența pregătirii noastre. Îți mulțumim că ne iubești, pentru că din dragoste ne-ai prezentat aceste avertizări, pentru că vrei să ne mântuiești pentru Tine. Pentru aceasta, lăudați și binecuvântați să fie numele Tău în vecii vecilor. Amin. Amin.